Salutări tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog incendiar VIP Experience by Superbet aici la Petrolul Ploiești pe stadionul Ilie Oană. FCSB-ul vine după o înfrângere cu 5-0, în timp ce și ploieștenii au pierdut 1-0 cu CFR-ul. Ultima partidă dintre cele două echipe a fost în 2015, un 0-0, cei drept în ultimele 3 întâlniri directe. FCSB-ul n-a reușit să mai marcheze Petrolului, ba chiar Petrolul are și o victorie în ultimele 3 meciuri, un 1-0, un gol marcat de Nepomuceanu în minutul 90. Rămâne de văzut ce se va întâmpla și astăzi. Din nou, este un vlog special, pentru că împreună cu cei de la Superbet vă voi arăta stadionul, vom merge prin vestiare, la pauză vom fi pe gazon. Și avem multe surprize pregătite pentru voi. Voi nu uitați, dacă vreți astfel de episoade, nu uitați să dați un like. Haideți să depășim 1000 de like-uri la acest super vlog aici de pe stadionul Ilie Oană. Și cred că ne așteaptă o atmosferă senzațională aici la Ploiești, pentru că este un meci important, un derby de Superliga. Rămâne de văzut ce va ieși. Merge la vestiare, am fost puțin în loja, aici ne-a prezentat fanilor loja, iar acum mergem la vestiare și sunt și eu curios. Cam asta e ce puteți vedea în acest vestiar. Iar acum mergem către teren. N-am putut să stăm foarte mult la vestiare pentru că trebuie să vină jucătorii. Haideți să vedem aici cum arată stadionul Ilie Oană de la firul ierbii. Cam așa este la firul ierbii aici pe Ilie Oană. Încă n-au venit spectatorii, se pregătește o coreografie. Haideți să dăm și un șut două la poartă. Haideți să dăm și noi un șut, să vedem ce iese. Le dau vic. Lumea a început să vină la stadion, deși mai sunt două ore până va începe partida. Eu încă sunt aici la firul ierbii. Sper să avem parte de fotbal frumos în acest derby de Superliga. Și am ajuns și la fan zone. Vedeți că nu e chiar așa ușor precum pare.
da? Aproape. Haideți să dăm și noi să vedem dacă suntem inspirați. Ce tot am dat mai devreme, dar și am dat din am dat 2 din 5. Să vedem acum. Ah. Și la final de meci o să vin aici să dau un interviu. Haideți să vedem și primul 11 din această seară. FCSB începe cu Târnăvanu, Crețu, Daua, Coman, Tam, Juma, Omrani. Iată, pentru prima oară Omrani, Olaru, Radunoviș, Companiu și Cordea. În timp ce Petrolul cu Vulceanu, Tamaș, Huja, Iohannes, Valentin, Pașov, Mihai, Dumitriu, Tavare, Silva, Takayuki Seto, Grozav și Irobiso. Asta e primul 11 din această seară. Să vedem care primul 11 este mai bun. A început să vină și fanii FCSB-ului. Ce bară! Casima
bar pentru FCSB, ce bar aici mai devreme, dar și prima ocazia lui Florin, dacă nu mă șer, a scos suportarul fenomenal. Da. Încă se joacă, dar mai puțin și vom intra pe teren la pauză. Foarte supărat Meme și Cutica aici în spate. Supărați nervos și așa probabil nu a ieșit faza. Nu prea reușesc să văd ce se întâmplă pe teren pentru că suntem aici. Trebuie să ne fie refinalul primei reprize, dar să vedem. Thank you.
pe gazon, trebuie să facem o rotativă cu tot stadionul. Iar noi suntem pe stadionul Ilie Oană. Atmosferă senzațională. Mulțumim încă o dată Superb pentru această experiență VIP Experience by Superb aici pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. E o senzație foarte, foarte, foarte frumoasă. Voi dacă vreți astfel de exalitate, dați un like. Mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine în continuare. 1-0 la pauză pentru FCSB. N-am prins bine golul, dar haideți să ne bucurăm de acest moment și să-l vedeți și voi. Mă bag și eu la o joacă cu băieții? N-ar fi rău. Cam asta. Oh, ce minge era să-mi iau. Am reușit să intru și pe teren la pauză. Încep să plece de la stadion, deși mai sunt 2 minute plus prelungiri. În fotbal orice e posibil. Cei drept, Petrolul n-a prea avut mare ocazie în repriza secundă. FCSB în continuare 2-0 și se îndreaptă către cele 3 puncte cu pași mari. Acest vlog, FCSB-ul câștigă cu 2-0. Petrolul, sincer, nu s-a ridicat la așteptările publicului.
voi, dacă vreți să participați la o astfel de experiență, la un VIP Experience by Superbet, nu uitați să urmăriți pagina de Facebook a Superligi, o să aveți în descriere, dar și pagina de Facebook a echipei voastre favorite, pentru că și de acolo se aleg câștigători. Eu am fost X-Breaker, mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit până la final, uitați să apăsați pe like. Până data viitoare, toate cele bune, pe curând și cine știe, poate sunteți norocoși câștigători și ne vedem la un nou VIP Experience pe un alt stadion.